Astăzi vom vorbi despre locuința de nota 5. Nota 5, după cum știm cu toții, este o notă de trecere. Haideți să vedem cum ajunge un elev ca să fie de nota 5. Păi, un lucru ar fi că este inactiv la oră, nu răspunde, nu iese la tablă, stă în bancă și așteaptă să treacă ora. Dacă terminăm cu media 5, trecem la limită clasa. Avem noi o teamă că dacă nu trec clasa sau ce o să se întâmple. Și dacă noi terminăm cu 5, nu putem să ne alegem un liceu sau facultate care dorim noi. De exemplu, vrem să mergem la medicină, dar acolo se intră cu 8 și cu 9, dar noi având 5 nu putem. Așa și un păcâi de nota 5. Este absent sau inactiv în biserică. Vine duminica, stă 2 ore, poate mai vine și joia la rugăciune, după aia pleacă acasă și își vede de ale lui. Așa și noi, după cum am zis, un elev cu nota 5 nu intră la facultatea care și-o dorește. Așa și noi, în Împărăția Domnului, putem să intrăm la limită sau putem să nu intrăm deloc. Și dacă o să intrăm în Împărăția Domnului, cununile noastre nu vor struci la fel de tare ca ale celorlalți. Adică, cine nu și-ar dori ca să fie cât mai față să strălucească cununa lui mai tare, nu? Motivele pentru care suntem pocăiți de nota 5. Unul dintre ele ar fi serviciul. Lucrezi de dimineața până seara, vii obosit, nu mai ai timp de nimic, nu mai ai chef de nimic, te duci direct la culcare. Un alt motiv ar fi școala, tot așa. Poate ai de învățat la o teză, ai testări. Numai de Dumnezeu nu-ți arde. Și un al treilea motiv ar fi chiar neposarea. Adică ce? Te-ai pocăit, acum e rândul lui Dumnezeu să-și facă datoria. Tu te-ai pocăit, nu mai trebuie să mai faci nimic, oricum intri în Împărăția Domnului. De ce nu ne rugăm? Pentru că nu planificăm un timp concret. Ne rugăm când ne aducem aminte. Dacă am avea un timp concret când să ne rugăm, adică, bă, eu azi la ora 10 mă pun pe genunchi și mă rog, atunci ne-am rugat din ce în ce mai des și, până la urmă, ar veni lucrul acesta de la sine. Și neplanificarea înseamnă lipsa rugăciunii. Al doilea lucru ar fi că nu știm exact pentru ce să ne rugăm. AMMC înseamnă adorare, mulțumire, mărturisire și cerere. Adoră-L pe Dumnezeu pentru așa cum e, pentru ce a făcut El pentru tine. Mulțumise lui Dumnezeu pentru orice lucru pozitiv din viața ta. Pentru că mulțumești pentru că azi te-ai trezit, pentru că ți-am adăugat încă o zi la viața ta, pentru că e sănătos. Mărturisește-ți orice păcat lui Dumnezeu. Chiar dacă poate ți-ai mărturisit păcatele, dar mai câteva, două, trei care sunt, cum ar veni, ascunse în inima ta, mărturisește-le și pe acelea și Dumnezeu te va ajuta. Și ultimul lucru ar fi să-i ceri lui Dumnezeu ce crezi tu că ai nevoie. Orice crezi că ți-ar fi de folos și mai ales dacă l-ai putea să-l folosești în lucrarea Domnului, atunci să-i ceri. Cineva spunea că multă rugăciune înseamnă multă putere. Asta înseamnă că puțină rugăciune înseamnă puțină putere. Ceea ce rezultă că lipsa rugăciunii înseamnă lipsa puterii. Care este concluzia? Că cu cât ne rugăm mai mult, cu atât Dumnezeu ne dă mai multă putere. Și acum aș vrea să vorbesc despre povestea lui Iona. Dumnezeu a vrut să-l trimită pe Iona la Ninive, ca să nu nimicească poporul. Dar Iona nu a vrut să se ducă, pentru că el se credea mai deștept decât ceilalți, pentru că oamenii din Ninive nu știau să deosebească stânga de dreapta. Și el ce a zis? Decât să mă duc, mai bine stau eu liniștit, confortabil aici. Până la urmă, Iona a plecat cu corabia și pe drum, pe mare, s-a izbunit o furtună. Și el a zis celorlalți din vas că ar trebui să-l arunce, că din cauza lui s-a întâmplat acest lucru. Ceilalți l-au aruncat și Dumnezeu a poruncit unei balene să vină să-l înghită. El a trăit 3 zile și 3 nopți în burta acelei balene, ceea ce uman este imposibil, nu? Dar chiar dacă Iona nu l-a ascultat pe Dumnezeu, Dumnezeu tot l-a iubit și a făcut ca balena să-l aducă pe țărmurile de la Ninive. Așa că, mă rog, ca și noi când nu îl ascultăm pe Dumnezeu, El să nu ia în seamă și să ne ajute. Și acum, spre final, am pregătit un videoclip. Nu e prea lung. Se intitulează Mesajul lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce are Dumnezeu pentru noi. Amin. Amin. Amin.